Bună, discut în clipul ăsta despre cum fac setările de bază în Gmail. Primul lucru, mă loghez la Gmail și foarte probabil după ce îmi creez contul, o să-mi apară o chestie din asta care de multe ori nici măcar nu are buton de nu vreau să-mi fac cont. Hai să vedem, update. Eu în momentul ăsta în care am făcut asta, deja mi-am făcut cont pe Google+. Nici nu mi-am dat seama foarte clar, nu-mi scrie nicăieri că e Google+, mă uit la URL, ideea e că am cum am cont de Google+. Da? Dacă vreau să fac proba, mă duc la plus.google.com și am cont de Google+. Ok, hai să mă duc înapoi în Gmail și să șterg contul de Google+. Account. Google+ Settings. Și am jos de tot opțiune Disable Google+. Mă întreabă, ești sigur? Da, da, da. Și acum dacă fac Google+, îmi zice că pot să-mi fac chiar cont. Ok, nu mai am Google+. Prima dată, haideți să vă arăt cum arăta mail-ul cum era inițial. Prima dată când îmi creez un cont, hai să dau mark as read și să las doar... asta era... Cam așa arată mail-ul când îți faci contul prima dată. Ce fac eu? Selectez tot, more, mark as read, archive. Apăs pe plusul de aici și las aici doar un singur tab. Mie nu-mi plac taburile astea. Mă rog, e o chestiune de gust. Apoi, el încă mi-afișează notificările astea, dar după un timp o să dispară, că nu mai am cont de Google+. Ce fac în continuare? Mă duc la setări și fac următoarele setări. 100 de conversații per pagină. Dacă vreți limba română, aveți opțiunea să schimbați aici limba română. Eu las engleză. Aici, Gmail are, în general, există o chestie cu imaginile. Nu sunteți bine protejat de spam dacă lăsați să afișeze imaginile. Dar la, în cazul Gmail e suficient de deștept încât el încarcă toate imaginile pe site-ul propriu. Deci dacă eu trimit cuiva un mesaj cu imagini pe Gmail, el va încărca, Gmail va încărca automat imaginile. Dar și asta face ca eu să fiu protejat. Mi-e greu să explic, dar ideea e că dacă eu sunt spammer, puteam trimite în anterior un e-mail cu o imagine unei persoane și eu știam când a persoana a citit e-mailul pentru că încărca imaginile când veneau e-mail, când deschidea e-mailul, încărca imaginea și atunci eu știam că și-a deschis mail-ul. Gmail-ul face o șmecherie. Toate mail-urile care ajung la Gmail se încarcă imaginile, toate, și tot ce rămâne mie de făcut este să deschid e-mail-ul, pentru că imaginile deja au fost încărcate. Și atunci, în pofida faptului că în trecut, dacă eu bifam opțiunea asta, nu eram protejat de spam, acum sunt. Mi-e foarte util butonul acesta. Puteți să alegeți alte tip de steluțe, am lăsat steluță, dar puteți alege altfel. Mi sunt foarte utile scurtăturile. E ok chestia asta. Aici puteți să vă puneți semnătură. Puteți, dacă aveți mai multe conturi de pe care trimiteți mail-uri, puteți să trimiteți mai multe semnături. Aici, dacă plecați în vacanță și vreți să trimiteți un autoresponder. Prima setare am făcut. Hai să mergem aici. Ok. Iar mergem la setări. Labels. Eu am obiceiul să afișez toate labelurile de aici și categoriile astea să nu le folosesc. Ok. La inbox am doar ăsta. La accounts. Aici e o chestie mișto la account. Puteți să importați, dacă folosiți, de exemplu, dacă am o adresă de e-mail, ceva arondolivian.ro. Salut arondolivian.ro. Pot să mă duc aici și să import mail-urile respective. Și încă o chestie și mai tare, este că pot să trimit. Dacă vreau să trimit un e-mail de pe salut arondolivian.ro, mă duc aici și urmez pașii și pot să trimit mail-uri din Gmail-ul ăsta, pot să trimit de pe salut arondolivian.ro. Și aici să primesc și aici să trimit. Filtrele sunt foarte, niște chestii foarte avansate, de genul, o să vă arăt și niște filtre. Aici pot să forwardez toate mail-urile care îmi vin la o altă adresă de e-mail. Și asta e o chestie drăguță. Dacă am mai multe conturi de Gmail, pot să fac când mă duc aici, să-mi afișeze o listă cu alte conturi de Gmail.
pot practic să mă loghez doar la Gmail-ul ăsta și o să le văd pe toate aici, să mă loghez foarte rapid la toate. E mie utilă și funcția asta. Chat-ul, în funcție de gust, îl păstrați sau nu. Webclips sunt, de fapt, reclame, nu e așa o chestie, o ceva. Le dau să nu mi le afișeze. Aici activez întotdeauna undo send și canned responses. Deci hai să le luăm pe rând un pic. Pun canned responses. Dacă vreau să am dacă trimit frecvent, de exemplu, am un email pe care trimit frecvent cu datele mele de contact. Îl pun ca drept canned responses sau alte e-mail-uri pe care le trimit frecvent. Mark as read, nu? Da, e utilă și asta, cât de cât. Nu, altele nu mai folosesc. După ce am activat undo send, se va reîncărca mail-ul și acum trebuie să mă duc la setări și să spun câte secunde vreau să fie. Și am o opțiune aici între 10 și 30 și aleg 30, între 5 și 30. Și acum dacă trimit un e-mail, am 30 de secunde, timp în care pot să dau undo. Mail-urile este întârziat, adică nu se va trimite, dar timp de 30 secunde pot să dau undo la mail-ul respectiv. Mă duc chiar la setări. Și aleg o temă pentru... Mă rog, aici e o chestiune de gust, vedeți și voi ce vă place. Și așa, am făcut asta. Acum, cum fac filtre? Operatorii de căutare a lui Google sunt foarte avansați. Pot să am aici tot felul de chestii, foarte avansați. Dau from și pot să dau create a filter with this search. De exemplu, toate mail-urile de la mine să nu mai ajungă în inbox, le marchez că drept citite. Și asta o să se întâmple. Sau poți să le forwardez, sau poți să le șterg. E o chestie foarte avansată ce pot să fac aici. De exemplu, Olivian or Breda. Na. Una din astea două. Sau numai de la anumite persoane, sau numai către anumite. Dar e foarte avansat ce poți să faci cu search-ul de la Google. Și la opțiuni. Uitați câte opțiuni are. E o chestie foarte mișto ce am făcut aici. În funcție de browserul pe care îl aveți, puteți să mai faceți niște lucruri, de genul. Mă duc la Google și caut raportiv. Asta e o chestie care mi-e foarte util. Așa. Mă mai duc o dată la Gmail și încă un lucru pe care îl fac este boomerang. Gmail. Ok. Chestia asta, ideea e că trebuie instalat, nu o să stau acum, dar vă face ca dați compound unei persoane și el caută pe Twitter-ul vostru, pe Facebook-ul vostru, pe LinkedIn-ul vostru și prin alte părți, contacte, caută cu adresa voastră de e-mail, caută adresa persoanei respective de e-mail și dacă găsește, afișează lucruri de genul ăsta. Mi-e foarte, foarte util să pot să știu când dau compost, să-mi pot să știu cu cine vorbești. E o chestie foarte mișto raportiv. Iar Boomerang poate să facă două lucruri. Odată să trimit un e-mail mai târziu, să-l scriu acum și să-l trimit mai târziu. Și odată să dau send și dacă nu primesc un răspuns într-un anumit interval pe care îl stabilesc eu, să mi se întoarcă în e-mail-ul înapoi. E util ăsta mai ales dacă faci vânzări sau chestii de genul ăsta sau dacă aștepți oricum frecvent răspunsuri. Și ăsta e foarte util, ăsta. În schimb, raportiv ar trebui să fie util oricui. Cam astea sunt niște chestii care le fac eu în general la un Gmail. Sunt sigur că sunt și mai multe, dar astea le fac acum. Mulțumesc!